Здорово, Наташа! Шифа-шифа! Партнерятку Rapida SIG, Avigo MD, Land of Basarabia, Xiaomi Moldova, DS MD, презенту супервлог Наташи Коломорок. Визионари плакуте! Шволос команд резит лавара шесы. Так din cauza că Imlil, asta e un sătuc care e înconjurat de munți, soarele aici, cum s-ar spune, apare o leacă mai târziu. Negativ la faptul că de-am trecut aproape 40 de minute, abia acolo se vede așa o leacă, o leacă, o leacă, o leacă, o leacă de soare. Deci, cum nu te-ai pune tu, ești înconjurat, nu știu, a să văd poate dacă sunt... Să încercăm mai sus, ne cățărăm, n-am idee. Și el puțin de ieșea, tăi mă luam să-mi iau de dimineață, nu sunt prânit. Și de ce m-am basculat? Și eu mă duc să mă culc. Până am adus și să mă culc, țineți minte, eu ieri vă arătam cum filmează telefonul noaptea și încercam să captez stelele. Ia că aici e locușorul și ala. Și ia că și încercam eu să vă spun, muntele ăsta ieri nu se vede. Dar s-a văzut. trebuie să știi cum se tăiesc camera. Și eu, davai, am un precis, mă duc la cu ochi. Eu de m-am reușit să fac băi, ne-a spălat niște haine, mă duc am un slipun la uscat și net oara 8 și am micul dejun. Ia ca camera noastră. Așa tip de cameruțe costă undeva 30 de euro de persoană. Am ușa să vă arăt coridorul. Ia-ți. Arabic style. În sfârșit, bună dimineața, scumpii mei telespectatori. Uite, anume așa începe ziua numărul 4 din cadrul Travel Blog Natasha Calamaro. Da. Azi, să încercăm să ne ridicăm la 2600 de metri. Încă nu vreau să vă arăt care anume munte. Asta și așa o intrișcă. Să ne aclimatizăm, să ne coborâm înapoi și poi mâine să fie ceva mai interesant. Dar nu vreau să vă spun chiar tăiat bleați. Că net trebuie să te uiți, da? Nu uitați, spuneți like la acest video, să comentați, să-l distribuiți, să faceți report la Facebook. Da, blin, fă și vrei, nu contează. Măcar ceva fă, bleat, din viața asta. Și desigur că nu uităm să spunem mulțumesc celor fără de care acest travel blog Natasha Calamaro nu s-ar fi primit. Asta vinăria, vinurile Land of Basarabia. Am adus o bucățică de Basarabia aici, în bucățica asta mare, de Maroc. Xiaomi Moldova pentru acest minunat device Xiaomi 12 Pro, care eu filmez, montez, postez, caroși tet, all inclusive. Rapida SIG pentru cei mai curtai asigurare și Avigo.md pentru cei mai buni zboruri. Și nu în ultimul rând, scumpilor mei, prieteni de la DS.media pentru mediatizarea acestui vlog. Vizionare plăcute, pregătiți-vă popcornul sau și acolo mai aveți, ok? Все, hai, давай! Так, саму сейчас видим, чиню приготовит нового газда. Самынка. Я усчал мой матинал. Ну, а сразу же понятно. Ю драгость. Ю драгость. Так, я кашер, а ты мне побежу. Оу, блинели. На 9 человек, два таких блина, это, конечно, круто. Пыни, пыни, зато бодопрости дофига. Прижимаешь нижнюю сторону пальцем, вот эту внутреннюю, а верхнюю от себя. Это такой пустынный метод, он закрывает шею. Я говорю, что это с фемецкой бать,
Короче, ням с кембат, ням мбракат, мамуску крема де суари, амушта я синю ща вапендр кап, о стекло дяпыши, не души младоу ми 600 диметри. Пацанаши ж фетели ж ё убецы, ё он вечиз ассану не убецы, ассан черк фэр ели с маурк, пякола с имержим, брёс ма тесте за ас, pentru că poi mâine noi de fapt să ne urcăm mult mai sus, dar azi la 2600. Așa că azi eu o să testez propriile forțe. Așa e practică că este centrul satocului Imlil. În cazul că, uite, ai venit, n-ai reușit, nu știu, să-ți iei ceva haine, sunt câteva, e ca așa, pieți, clar că ele tăte sunt uzate, dar pentru 2-3 zile de ridicare la, pe munte, eu cred că nu-ți trebuie mare văpindrioș. Poți să găsești chestii elementare, e ca bieți, haine, scurte, lăsinaș, e ca... Și poți să le iei în chirie, adică la un preț foarte, foarte, foarte bun, de 2-3 euro acolo pe zi. Înainte de a urca, am trecut pe la așa un magazinaș și mi-a luat nucicajul ca să am energie. Adică asta e cel mai bun și poate să fie. Și am ușa să luăm niște apușoară și gata, nu trebuie nică mai mult, bleați. Chiar dacă așa se vânde. Палки нас не опережают, а позволяют нам проталкивать землю как бы сзади себя. Ага. Когда вы идете с палками, вы должны нагружать мышцы плечевого пояса рук. Они должны ощутимо работать. И это позволяет нам разгрузить ноги и позвоночник. Вау. Что, на обратном пути? Это еще оазис. La 1900 de metri. Din centru și până aici avem aproape 2 km. Nu știu, după o pauză de 20 de minute noi dăm foială mai departe. Până când trecul ăsta e mai ușor ca trecul din Nepal, pentru că nu sunt scări. Acolo erau scări și trebuie 8 km, numai pe scări. Aici, da, nu sunt scări, dar sunt chetri. Și în orice moment poți luniși, scaz, ceva apare. E ca și ne așteaptă pe noi. Fără umbră. Entrez dans la zone protégée du parc national du Tupac. Ça se passe? Il y a quand même des vagues. Noi underneath. Second, c'était la 2200 mètres. Après 3 heures et demie de marche, pin tête à chest, minunat paysage. Am ajuns cumva mai sus și aici este un ciuac, face sucuri fresh. Am ușa să vedem. Vreau să văd cum se face sucul fresh la 2200 metri. 2438, mă scuzați. Iaca, uitați-vă câte apelsini bune. Eu vreau chiar să vedeți asta. Țăr. Țăr. Ia hot. Țăica. Hai băiatul, nu știu că am te răslăghit. Deci un pahar cât care vreo 350 de mililitri. Nu știu de am. Cam jumătate. Thank you.
Я ну что, как в рушепке опта апельсинь вот ает. Человека похорел и плен. Бери следующий. Мулцумес. Что это аста? Косты. Сейчас придерхаем мундрик щенщиор. Я, конечно, по доуми подрисуйте. Сам шпаск. Практик жима диором урма и рам якакова. Якаись шамбауцук. Акума андичис. Андичис тотуш. Сну не упрем. Ши. Смайлон вродову сути диметри алтутудни. Камыли с ничьими ушла. Дева доуми. Сейчас уйдет здесь. Прикольно, блядь. Яка флоста колосус. Яка борит аїсь. Я могу борити на 20 минут. Лако борир, я смай резистент. А муша зверя до уни сунт скумпи мей колеч. И чи инк слежу маді дром. Арма явя не воїді 20 минут. Ну я ще ребня хоборит. Адька їв. Кренк чуваку, каревинди, сок. Маєсть аїсь. Дар їв. Педику сусибит. Я каша. Шаму не душим дрептом валь. Пане скобору ше ресто. Урспунка. Да. Кидикат, блять, надо шика информ. Панзнуть тут день. Масвить тут день. Могу брать за шебись. Ромасенк партия семейшар. Энк у него до уорис не коборил. Dar partea cea mai veselă și mâine și pe mâine. Asta tipa numai pregătirea. Ajungem în sătucul nostru iubit și frumușel. Care și am urcat în 4 ore, am reușit să cobor într-o oră. Azi tare am obosit. Am parcurs o distanță de 12 km. 6 încolo, 6 înapoi. Era tare mare colb. Așa că prima așa să facem, asta duș, după asta să mâncăm, nu cred că și pe mare entertainment astăzi, că mâine dimineață ne dușim în munte, da? Și aici am urcat în 4 ore, eu am reușit să cobor într-o oră. Кто это, блядь? Киборг, блядь, помноженный на вечность. Вот этот терминатор, выбежавший из джунглей. Я каища, а таджини старат мулт мои софистикат, кулегуми, шикарни. Рад мулт мои бени. Мне кажется, что не важно, что командат кусь-кусь, и в разворечь порт, если они ебанутые. Фарти мари. Bună seara, scumpii mei teleprimitori! Uite că ziua numărul 4 a venit pe sfârșite. Azi a fost o zi lungă, am mers 14 km pe munți. Nu, ladna, 7 i-am ridicat, 7 i-am coborât. Iaca de mâine, abia de mâine, începe aventura noastră frumoasă. Mâine ne ducem spre un tipa base camp. Spre destinația care noi totuși vrem să o urcăm. Amui oara 10, ceasul ne arată că noi am mers 30.000 de pași. Podiomul ăsta și pe la oara 7 dimineața, pentru că o să mergem foarte mult, undeva 12 km, doar să ne ridicăm în munță. Și numai decât scopul că să ajungem mâine acolo, nu la destinația aceea. Mâine să rămânem acolo. Sper că condițiile să fie leacă mai bune, adică condițiile să fie normale ca să trăim acolo. Și strânește că noi părăsim acest minunat sătuc micuț în Lil. Și gândeam nigde mâine la șeșul. E sigur că nu putem spunem un mare mulțumesc partenerilor mei scumpi, fără de care acest minunat travel vlog Nătășica la Maroc n-ar fi avut vlog. Asta Xiaomi Moldova pentru acest minunat device Xiaomi 12 Pro. Asta Rapida SIC pentru cei mei cu taia asigurare.
Asta avigo punct medie pentru cele mai rapide zboruri. Așa să am o eșetamană lumea mănâncă. Asta Lando în Basarabia pentru jinurile noastre moldovenești pe care noi le-am adus aici în Maroc. Și iar că tot așteptăm momentul ăsta. Când. Și am zis, băieți, hai, liniștiți-vă de grabă. Și desigur, dies.md pentru meditizarea acestui minunat travel blog. Atașe ca la Maroc. Ладно, вы у нас теперь.